vârful spre piramidă, dacă la bază nu ai valoare și aceste sportive care se doresc performanțe, nici mai târziu nu pot să obții rezultate de răsunet. Păcat că noi avem condiții foarte bune și nu toată lumea se pregătește în tocmai având în vedere că noi reprezentăm două unități sportive, Clubul Sportiv Municipal și Liceul cu Program Sportiv, de unde am dori ca această secție să devină o adevărată pepinieră, dar pepinieră de valoare, nu pepinieră de număr și de umplutură, cum îi spun eu. De aceea și noi mai avem de revizuit în activitatea noastră și sper că acesta a fost un semnal de alarmă în cadrul liceului cu program sportiv. Domnule Bosga, pentru a supraviețui și pentru a face performanță cu propria pepinieră, trebuie să investim mai mult sau e bine cum e acum? Doar să-i creștem și... Totdeauna este loc de mai bine. Investiție, în primul rând, în antrenamente, investiții, în primul rând, în pregătire, investiții materiale în competiții interne și, nu în ultimul rând, degeaba ești campion la tine acasă și nu reușești să obții rezultate de performanță în străinătate. Valoarea se măsoară afară, cu străinii, la campionate europene și noi însuși pregătirea noastră și stilul și profilul de joc îl adaptăm și îl adecvăm spre performanță înaltă, mai târzie, peste hotare. Mulțumesc, domnule Gheorghe. Repet numărul de telefon afișat și pe micul ecran, 0263-23563. Intrați în direct cu noi, cu fetițele, cu domnul Bosga sau domnul Filipaș, la care mă opresc puțin acum. Domnule Filipaș, care ar fi punctele forte și punctele negative ale Clubului Sportiv Municipal sau ale LPS-ului la capitolul tenis de masă? Punctele forte ar fi jocul care se joacă afară, jocul atletic, bazat pe atacuri, pe top spin, pe loviturile ofensive. Pe urmă, ar mai fi disciplina care noi încercăm să o imprimăm sportivilor, pentru că disciplina este unul din punctele puternice a sportului de performanță. Fără disciplină nu prea reușesc să scoți rezultate. Unde avem noi probleme sunt la bază. La bază, acolo unde sunt unde ar trebui să fie mai selecție mult mai riguroasă, o selecție cu adevărate piese pentru performanță, cu copii care sunt dotați, cu copii care pe urmă trebuie lansați în grupele de avansați și în grupele de performanță. Acolo este încă avem multe lipsuri. Sunt multe lipsuri, dar nu sunt probleme majore fără de care să nu ne putem desfășura activitatea. Nu sunt, deocamdată nu sunt, dar să vedem ce se va întâmpla în viitor. Dacă fetițele vor crește, trebuie să vină cineva în spatele lor. Suntem o secție puternică, o secție care de ani de zile scoatem rezultate internaționale, mergem la campionate europene și mondiale, în care cam în fiecare an am luat cel puțin două medalii la un campionat european și trebuie o colaborare mai bună, deci o implicare mai bună a celor din partea liceului cu program sportiv care se ocupă de selecție, care vor să facă selecție, care vor să creeze ceva talente, care vor să vină și ei. Nu tot facem o selecție și la vârsta de 14-15 ani sportivii nu mai se regăsesc nicăieri. Sau se întâmplă un alt fenomen în care sportivii vin la noi, deci după ce au stat 4-5 ani în anumite cadre de pregătire, vin cu lipsuri, vin cu greșeli, în care o greșeală nu mai reușesc să o mai îndrept. Pentru voi este mai greu să... Da, și atunci baza, cum spunea și domnul Bosga, pentru a ajunge la vârful piramidei, baza trebuie să fie foarte largă, să ai de unde crește, să ai de unde selecta pentru performanță. Dacă baza este ciuntită, atunci va fi din ce în ce mai greu în viitor. Noi avem antrenori tineri acum care venea, cum spunea domnul Bosga, Bulbuc și cu Podaru, dar ei nu ajung.
Mai sunt cadre care urmează mai și mulți fac. Antrenori și trebuie o implicare sunt, mai mare. Sunt câțiva care nu vreau să le dau nici numele, dar trebuie să, nu știu, să implice mai mult, să, dacă tot vor să facă tenis de masă, să se dacă implice. Dacă tot vor performanță. Dacă tot vor, da. Nu să-și ia numai salarul și să-și facă orele și de acolo. Domnule Filipaș, așteaptă cineva pe linie, sper că nu ne-a părăsit telespectatorul. Încercăm, bună seara! Alo, bună seara! Sănătate, vă ascultăm! Tot respectul, îmi permite să vă salut cu multă dragoste, Maierean mă numesc. Domnul Maierean, aveți cuvântul. Îmi permiteți în primul rând să adresez cele mai sincere și cu dragoste felicitări acestor tinere sportive, care să nu fie supărate că au luat numai locul 2. Este timp pentru campionate mari, europene, olimpiade și așa mai departe și vă doresc succes. Oricum vă felicit pentru locul 2 pe care l-ați obținut, pentru că viața sportivă așa este. Cineva trebuie să câștige și locul 2 e la fel de meritos ca și locul 3. Mi-aș permite să-i spun domnului Filipaș că eu, ca și unul care am iubit sportul și am făcut mult sport în viața mea, să nu uite, să fie mândru că are un mentor de talia domnului Ghiță. Și îi doresc să îl urmeze în lupta crâncenă care a dus-o cu toate greutățile pentru a promova sportul bistițean în primul rând și tenisul de masă. În al treilea rând ar vrea să spun lui Ghiță, Ghiță ca și bistițean. Începând de la cei de peste podul Jălnii, de peste podul Budacului, din Hendergos, de pe toată Bistița, suntem mândri că te avem ca și bistițean și îți doresc multă sănătate și niciodată să nu spui că te vei retrage din activitatea sportivă. Chiar și după pensionare și cât îți va permite ultima speranță de sănătate, nu uita că noi te-am respectat totdeauna ca și un sportiv deosebit. Îți doresc toate cele bune, Ghiță, dragă. Mulțumesc, Viorele, pentru cuvintele frumoase și, într-adevăr, pentru cuvintele de îmbărbătare și respect pe care mi le-ai adresat. Sunt mândru pentru tine, Ghiță. Mulțumesc frumos. La revedere și o emisiune la revedere. Plăcută în continuare. Domnul Viorel, mulțumim foarte mult. Emoționant discursul dumneavoastră și chiar mă bucur că sunt oameni care apreciază performanțele noastre, munca voastră și până la urmă rezultatul pe care îl avem lângă noi. Trei fetițe care sâmbăta trecută au ieșit pe locul 2. Avem aici și o diplomă, domnule Gheorghe, dacă putem să oferim și cadrului. Da, e diploma împreună cu placheta, placheta oferită de Federația Română de Tenis de Masă, care va fi păstrată în panoplia cu medalii și diplome ale clubului în holul sălii de tenis de masă, unde avem numeroase asemenea